Circuitul Super Combat ajunge în premieră la Giurgiu. În data de 12 octombrie, municipiul nostru va fi centrul kickboxingului, unde își vor măsura abilitățile luptători din toate colțurile lumii. Suntem mândri că suntem români, faptul că a pornit de aici în 2003 un produs local Combat, care din 2010 a devenit ca brand Super Combat. Am cutreierat toate concentrele în ultimii 2 ani de zile. Anul acesta am avut gală la Dubai, am avut gală la São Paulo, Brazilia, Croația, la Viena. Și revenim din când în când și la noi acasă, pentru că foarte mulți eroi din circuitul Super Combat sunt și români, ca Moroșanu, Stoica, sunt eroi care au apărut în ultimii ani de zile la gale local Combat, dar avem și generația tânără, care, generația nouă, care s-a afirmat în ultimii ani de zile. Trei dintre participanți, campionul mondial Super Combat Bogdan Stoica, Mirel Iacob, unul dintre cei mai buni practicanți de Kyokushin, și Ciprian Șchiopu, care a debutat la gala local Combat Târgoviște, au fost prezenți astăzi la conferința de presă care a anunțat evenimentul și la care a participat și deputatul Nicolae Florian. Este o mare onoare pentru noi organizarea unei astfel de competiții în municipiul Giurgiu. După cum foarte bine știți, municipiul Giurgiu este iubitor de arte marțiale de contact și noi avem foarte mulți sportivi care au obținut rezultate nu numai naționale, europene, ci și mondiale. Aș enumera pe Dorel Bulearcă, după aceea pe Lucian Spiridon și iată că a venit Iacob Mirel, sportivul Giurgiului numărul 1. Evenimentul va beneficia de o expunere mediatică internațională impresionantă. Gala va fi transmisă în direct în 80 de țări de pe 5 continente, inclusiv America de Nord. În acest context, municipiul Giurgiu și districtul Ruse, organizate într-o euroregiune transfrontalieră, sunt promovate prin intermediul sportului. Totodată, Giurgiu susține orașul bulgar în cursa pentru câștigarea titlului de capitală europeană în 2019. Delegația Super Combat a mers astăzi la Ruse, acolo unde campionul mondial Bogdan Stoica i-a oferit mănușile sale însoțite de un autograf primarului adjunct pentru dezvoltare europeană. Bogdan Stoica, the world champion, he wanted to give you a pair of gloves like from his we would like to invite you on the 12 October next Saturday. It is next Saturday. Okay. Yeah, next Saturday. The Giurgiu, it is taking place. Yeah, only 5 minutes. Yeah. Gala Super Combat va avea loc sâmbătă 12 octombrie cu începere de la ora 21 în sala polivalentă din Giurgiu sau sala sporturilor, așa cum o știu giurgiuvenii. Biletele vor fi puse în vânzare de mâine în rețeaua Eventim, Orange, Vodafone și Germanos, iar prețul unui bilet este 50 de lei. Bună lovitură altă de picior și este deja accident.